Salut lume, eu sunt Vlad și astăzi m-am gândit să vă povestesc un story time. Ieri am mers afară și când m-am întors acasă am luat un autobuz. Intru eu frumos în autobuz și dintr-o dată văd doi tipi holbându-se tot drumul la mine. Am pus o problemă. Ceau tipii ăștia, oare mă cunosc? Și dintr-o dată tipul ăia, eu ascult în mânecă, tipii ăia, nu știu cum era, se apucă să-mi facă poză. Eu mă uit și pun, de ce, vor să-mi facă poză și ei zic că nu mi-au făcut poză, doar că se dau pe drept. Am ajuns în stația care cobor, coboară și mă văd puțin prin stație și văd că vine treilea tip care se întâlnește cu cei doi tipi. Eu merg pe casă și mă uit în spate și îi văd pe cei trei tipi. Și nu credeți că unul dintre tipi care a venit în stație se ia de mine și îmi spune că de ce nu i-am lăsat să îmi facă poză prietenii lui, că ei voiau să-mi ceară autograf și am zis că da, mi-aș fi dat, dar nu vorbim frumos cu lui. Și a tipul ăsta de minunție să-mi lase pace că chem poliția și zice că dacă vrei cheamă că oricum nu are ce să-mi facă. Și eu mă prefac că sunt la poliție cu telefonul la poliție și dintr-o dată ăla se ia de mine și era să zonă pe la mine și ei cam o oră m-au așteptat jos. L-am sunat pe fratele meu, vine fratele meu și i-am spus și să vină de la care s-a răspunat și nu crezi că fratele meu s-a luat și atunci în care le spun ce e fratele. Da, înțeleg, sunt vlogger. Da, înțeleg. Vă dau autografe, vă fac poze cu voi. Dar de ce să vă luați de mine? Așa, fără motiv. Putea să-mi faceți și poză în autobuz. Că nu-s eu mare... Nu mă opticam eu că-mi face poză. Dar na, mi se pare super urât din partea lor. Cam atât a fost cu acest vlog. Nu uitați de like, share și subscribe. Eu am fost Vlad. Ne vedem data viitoare. Pa!